Școala altfel, o săptămână în care elevii renunță la caiete și stilouri și nu mai sunt sub presiunea clopoțelului, ci se delectează cu altfel de activități. Mai mulți elevi ai școlii generale Elena Rareș s-au jucat astăzi de a pompierii. Eu astăzi am venit aici ca să văd pompierii, că îmi plac foarte mult. Dar știi tu ce fac pompierii? Cu ce se ocupă pompierii? Se ocupă cu... Cu ce? Stingerea focurilor, sting incendii și salvează vieți. Și tu, când o să te faci mare, cam ce-i vrea să devii? Pompier. Asta e visul tău? Da. Ce-ai văzut astăzi aici? Ce te-a impresionat? Pe mine m-a impresionat când am văzut bărcile de salvare. Dacă cei mici au fost impresionați de pompieri, cei mai mari dintre elevi se văd deja în halate albe. De obicei, cine circulă cu ambulanța? Oameni. Care oameni? Că nu toți. Cu permis. Medici. Bolnav, nu, nu. Ce medici? Oamenii bolnavi, nu? Aia este o ambulanță de tip B, ca să știți. Are în componență 3 paramedici. 3 colegi de-ai mei, smurt, da? Paramedici smurt. Aș vrea să dau la medicină și la chestiile ce țin de subiectul acesta. Până acum, din ce ai văzut, ce te-a atras, ce te-a impresionat? Cum se dă primul ajutor cu salvarea. Porțile de la ISU Botoșani vor rămâne deschise și în zilele următoare.